he was so stupid or he wanted to make me stupid, he write in English thank you and he wrote Deo Besk. And the girl looked at me and she said to me that, what exactly you want to say? Are you know English? Yeah. I said, I am saying you thank you, but you are telling me you love me. My name is Anasha. I am an archaeologist. Friends of mine asked me if I want to work for an organization. It's about making cultural and artistic activities for kids from a really poor area near the city. Okay. And it's called Patarut. I started to work like a facilitator. Cum vă numiți? Marius. De unde sunteți? De aici, din oraș. Am mai văzut că n-am mai văzut pe nimeni cu iepuri. N-am mai văzut pe nimeni cu iepuri și m-am gândit eu să spun cu iepuri. Să faceți o bucurie? Să facă o bucurie orașului și a copiilor. Da. Da. Mă numesc Adela Chertes. Activez într-o asociație înființată de familia mea. Fodor Claudiu, mă numesc, sunt din Târgu Mureș și fac 18 ani în septembrie 4. Meream la concerte, dar mi-e place rock. My name is Danu Shashar. Okay. Basically, I am from India. I have been here for medicine and I have started my own business because I am very much ambitious to do something different. I find something interesting in this kind of business, this kind of life, because day by day I am interacting with the new people, new experience. You have so many collections of life, and Cluj is one of the center that we have the cosmopolitan life. I have seen this Cluj from the last 15 years, and 15 years so many things change positively. All the things positive change. Born here and I'm really enjoying it, yes, because it's always something nice you can do and there are a lot of possibilities to choose, and whatever you want to do, you can do it. Unde vă plimbați de obicei? Pe aici, prin zona asta centrală. Zona asta din centru, piața Unirii, spre parcul central, Mănăștoș și înapoi. Știi că e foarte frumos ca oraș, așa este un oraș foarte mare, foarte apreciat, foarte frumos. Foarte mulți turiști, foarte multe. Mă simt legată de aceste meleaguri și am dorit ca să punem umărul și să încercăm să aducem o viață mai bună clujenilor. 5 years I sacrificed, 5 years and more. I haven't been my home and my life is like camel. I carry everything because I am here alone. My family, no family members are here. Nobody here to support me morally. Actually, I boost myself alone. Am fost ars în colectiv, dacă știți, în București, da. De la piept până la genunchi și n-am mai avut buletin, n-am apucat acte, mi-au plecat părinții și am să mă apuc să fac ceva dacă știu să cânt. Și m-am apucat așa din plăcere a cânta, că am șut și acorduri la chitară și am zis că să cânt pe stradă și m-am apucat să cânt pe stradă. Noi când am început în 2010, Nu prea era vorba de ciclism la noi în țară, nu prea știa lumea, parcă n-ar fi existat bicicletă, nu se prea deplasa lumea cu bicicleta, ce să mai zic și de competiții. You are hardly 19, 20, 24 and you have enough time to target, but if you fail, still you get the experience. You are not loser. Yeah. Nobody is loser in this world. Only you have to change your mind to what you want to take from that lesson. Îmi place muzica și am fost din cauza muzicii, din cauza lucrului și așa artele pe până la genul minorului, dar n-am pus contă. Am zis că muzica e frumoasă și o imagine frumoasă și așa, dar am zis că nu o să mai intru cluburi și așa. Că, nu știu dacă ai auzit de clubul colectiv, da, da. Acolo m-am artele pe până la genul. Eu și-l cumpăr. Și acum, nu știu, mi-a trecut, m-am apucat iar de cântat pe stradă și am zis că rock-ul e o muzică, dar credința totul. Am zis că nu, n-am văzut niciodată un iepuraș și am zis că hai că să scot eu unul. Dar n-a fost așa de ușor. Pentru că e greu de îmblânzit.
greu de îmblânzit și greu de stăpânit. Și până înainte de a scoate, l-am îmblânzit, l-am stăpânit, l-am dresat și acum e aici. You can make it without making it like for a living, so you can be anything you want. Some kids, they don't know what to do and they are shy in the beginning, but then they really making incredible things. And I mean, every kid has something really particular and unique. Inițial, a fost ca o întâlnire prietenească. Ne-am adunat niște prieteni să facem un fel de concurs. Și când am văzut câți doritori, când ne-am întâlnit vreo 60 de persoane, ne-am simțit foarte bine, am făcut mici, ne-am premiat, am avut diplome ca și un adevărat concurs. After some age, you know, like you are 25-30, you have the enough experience of life. So you can go down their level, understand their feeling. If they make one stupid thing, I make two. And after that, he come to me and say, Danish, don't do it, kids are dangerous. So instead, I have to tell them, okay, don't do. They said to me that, don't do. So lesson complete. I'm really sorry that these kind of activities are not, they are not for adults as well. So for grown-ups. I'm just really feel that I'm really connected with the kid in me and I'm enjoying as much as they enjoy this everything. So creating and being there with them and with it, and we are making the same thing and it's really fun. I have and for everything from day start with my work and day end with my work. And it doesn't mean that can mean, well, I don't have any funny life. I have so funny life and so interesting life because every day, I don't know from where the script comes, but all the time it came. And every day with that script, I have something new. And if it is not, I make it something new. Și când s-a chitară din interes, doar ca să fac bani sau? Cânt mai mult pentru mine și ca să arăt la lume ce pot să știu, nu neapărat pentru bani. Când eu am fost a doi, am o pasiune mare. Teneam ăștia doi, de aproape 2 ani, teneam pe amândoi. Sunt foarte drăguț, foarte frumos și am foarte mare succes. Da, îmi place foarte mult, îmi place să lucrez cu oamenii, mai ales și meseria mea este de această natură, de a promova sănătatea. I really like this one. This girl was really shy and she was making small things like this. And then, in the end, she started to discover the colors. When she started to make this red, I think it was a really nice feeling of the red. So I think it's psychological stuff.